Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. În acest videoclip o să vă mai prezint iepurii, fiindcă în videoclipul anterior nu am putut în totalitate să vi prezint. Deci să începem. Acum este de dimineață, numai ce le-am dat de mâncare. Uitați aici, iepuroica asta albastră. Are acolo porumb, apă și cucurichi. La fel și asta de jos, de uriaș. Uitați acolo mănâncă. Să văd numai urechile. Apă. Asta îmboardă porumbul, deci... Na? Nu am ce să fac cu ea. Uitați-le aici pe mini iepuroiul ăsta. Lui dau concentrate. Bine, îi dau și curic și apă, logic. Aici jos avem cele două femeluțe. Astea le-am dat aseară la iepuroi și în orsat. O să le mai dau luni, că astăzi nu apuc, că merg de acasă. Aici e iepuroaica asta. Din toate femelele pe care le am, numai asta e a fata. Sper să fie și asta. La asta, uitați și aici are porumb și ea, apă. Aici e bătrânul iepuroi. Lui am spus și în videoclipul anterior că nu știu, a avut cos slăbit. Lui dau și ceva concentrate amestecate cu porumb. Nu știu ce are, fiindcă concentratele nu le prea mănâncă. Probabil că nu-i învățat cu el, cu ele. Să vă spun ceva noutate. Mâine, aici, în locul ăsta, o să fac curat, o să-l iau nailonul ăsta de aici. O să bag, o să pun ceva cușcă de iepuri. Și scrieți-mi voi în comentarii ce să bag acolo. O iepuroaică de asta, o femelă de asta, dacă stă la iepuroi și se face a făta, să o bag o femelă de asta sau să bag iepuroiul ăsta în cușca asta care va veni aici. Hai să fac așa un tur cu toți iepurii. Sper să se vadă calitatea, fiindcă mi-a luat alt telefon, că v-am spus că ăla mi s-a stricat și mi-a luat altul. Și asta filmează și mai bine. Ok, prieteni, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un subscribe, să comentați, să aveți baftă la urecheați și până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!